Artur. Neașule. Nu vreau să mut camera în, în partea asta, în dreapta. Ia uite, neașule, ce sus sunt aici. Unde sunt pătrații, neașule? Unde sunt pătrații, neașule? A trebuit să-i dau jos, neașule. A trebuit să-i schimb, pentru că nu erau băgați nici la adâncimea corespunzătoare, că m-am grăbit. M-am grăbit un pic. Stai așa, Artur, stai așa, că mai luat brus. Nu mai sunt pătrați, chiar nu mai sunt pătrați. Chiar deci... nu mai sunt pătrați. Și uite, vină încoace să filmez găurile, naște. Mai de departe, așa. Naște, uite, mă dau la o parte, uite, bagă în camera pe găuri. Deci, găurile erau făcute până aici, înainte, nu? De, uite acum câte gaură. Uite câte gaură a făcută. Ia uite-o. O vezi? Uite-o. Atât o să intre pătrați în pământ. Ai mărit gaură. Am mărit gaură. Stai așa, până la mărit gaură. Vino înapoi aici, Artur. Cum ai luat decizia? Ce s-a întâmplat? Ce... Ha. Mi s-a rupt un pătrat. Așa. Un pătrat mi s-a rupt. A venit cineva la mine și mi-a zis așa, zice, dă-i băieți. Băi, Artur, zice, e bine ce faci tu. Dar ce cu pătrat ăștia subțiri de 8 pe 8, tu nu o să faci mare lucru. Ce vrei tu să faci? Ah. Tu vrei să faci ce? Vrei să faci o cameră cu etaj. Bun, e bine. Dar zice, nu pădăște. Nu pădăște, pentru că făcând pe lemnul ăsta subțire, gândește-te la înălțime, cât vrei tu să faci de 6 metri, cu două nivele, plus acoperișul, la vânt, la un moment dat ăștia fiind subțiri, ei o să cedeze, că o să aibă greutate mare. Tu îți dai seama că tu o să ai practic două case, una peste alta, etajate. Păi da, nu știu că așa zice. Și zice, mi-a zis, zice, zic, așa mi-a spus și nașul, Răzvan. Deci și el mai ales că este fără experiență, zice, și uite, a avut dreptate, a intuit treaba asta. Cu cât e lemnul mai subțire el și te duci în sus, cu atâta el își pierde stabilitatea. Bineînțeles. Cu cât e mai scurt, el are stabilitate. Și atunci, trebuie să pleci cu un stâlpi groș de 10 pe 10 de jos. Adică din aia, groș, așa, pătrați. Pătrați. Ei, poți să iei pătrați din aia la 6 metri, dar te duci un metru aproape un metru, măcar un metru să te duci în pământ. Eu n-am putut să mă duc un metru în pământ, pentru că nu mai aveam cum să mai scot, pentru că nu am mâna de un metru. Eu m-am dus 82 în pământ. Am făcut gaura și o să vă demonstrez că am făcut gaura exact cât să pot eu să scot cu mâna. Și așa am mai rămas pământ acolo nescos, pentru că n-am cum să scot, nu mai ajung cu mâna. Numai dacă aveam un polonic, ceva să scot cu polonicul din gaură. Da. Deci la mine o să intre până aici, stâlpul acum. Ei, și scuzați-mă, cu gaura care era făcută numai atât, de-aia se mișcau ei. Că erau băgați numai atunci și de la distanța asta până la nivelul ăsta, gândiți-vă că e ceva stabilitate. Păi și cu ce să-i faci? Cu ce să faci găura mai mare? Am făcut-o cu burghiu. A, tot cu burghiu. Tot cu același burghiu. Am făcut-o decât că m-am dus mai în jos. Și atunci. Bun, stai așa. Cine au fost băieți? Să pricepeau sau tot așa? Niște băieți de la Ploiești, unul din ei lucra chiar în construcție. A, ceva de genul. Și mi-a spus, zice, Arture, astea poți să le lași așa, aici la terasă, că nu-i problemă, că tu din moment ce ai băgat camera în structură adâncă, băgată ca lumea cum trebuie aici, tu până poți să pleci cu ce vrei în coasă te lești să fie mai puțin băgat, pentru că tu ai baza deja făcută acolo. Dar să ai cel puțin de stâlp de 10 pe 10 acolo, de mare. De stâlpul de 10 pe 10, ca să înțelegeți, puteți să filmați diametrul gropii și atât de va fi stâlpul de larg, de gros, aproape cât e groapa de mare. Așa va fi stâlpul, ăla e de 10 pe 10. Îl vedeți? Și atunci nu se mai compară gaura de acolo care am dat-o numai atât cu gaura de aici, că ați văzut că acum adevărul ăsta este că eu am zis că n-are nimica, dar după ce ați plecat pe asta, am stat și m-am gândit mult că și Ramona a venit și a mișcat de aici. Ia uite-te tu cum se mișcă ăștia, cum facem noi camera pe ăștia dacă ei se bălângă în toate direcțiile, zice, ăștia nici nu o să stea, că îi pune greutate deasupra, fuge cu totul într-o parte. Că așa era, el cu cât e băgat mai jos, n-are cum să mai miște. Știți? Da, dar la asta cum ai făcut? Ce procedură ai făcut la casa? La camera asta n-am putut să fac, că n-am avut un să mă duc, că fiind pe beci, a fost beciul de răsut, nu mi-a dat voie, am avut exact centură de beton din aia turnată. Și având structură de beton, nu mi-a dat voie să mă duc mai mult de atât. Deci atât e băgat asta. Atât? Asta? Numai 10, cel mult 20 de centimetri, cel mult să zic atât e băgat. Ia majoritatea cam atât, doar atât e băgată. Păi și nu e puțin sau? Păi e foarte puțin. Știți cum făceam? Băgam stâlpul. Îi zicea lui Ramona, ține tu de stâlpul ăsta, îl iau eu pe ăsta, îl bag și pe ăsta, îl sprijin cu niște pietre cu ceva jos la rădăcină, băteam stinghia pe el pe partea asta, băteam pe partea asta, puneam sus centura, tot așa, îl lăsam pe ăla, puneam în partea asta altă până când i-am prins colțul pe toți, așa, știi, roată. După aia am început să-i prind tavanele. De asta, când mici mai tare, se mișcă.
Păi ea știi ce o ține acum? În momentul când am bătut stâlpii, după ce am bătut stâlpii, am început să bat riglele pe margini, scândurelele alea. Da. A început să o țină și scândurelele, că am bătut un rând așa și am bătut un rând așa, mai bătea un rând în formă de X. A început să o țină. După aia am început să punem rigipsul până untru, care a început să se întărească cu ăla, că am băgat șuruburi, câte 20 de șuruburi am băgat la o placă de rigips. După aia am bătut OSB-ul pe partea asta și s-a înțepenit acum. Cu OSB-ul, școala și cu tavanul de sus, ea s-a înțepenit bine. O ține, practic, sus, o ține așa și tavanul de sus. Că aici a fost secretul. De-aia am legat bucătăria de cameră. Pentru că am venit cu pătrați de 6 metri de acolo până acolo, dungă. Și am bătut și aici la jumătate, și acolo, și la mijloc, și în capătul ăsta, și la jumătate. Și atunci ea s-a înțepenit. Și am pus nu unul, am pus patru pătrați. Altfel asta, la un vânt mai tare pica jos. De-aia am zis că nu pot să-i fac etajul ăsta. Că eu, mie mi-ar fi fost mai ușor decât să construiesc acolo altă. Mi-ar fi fost mai ușor să-i fac un balconaj mic frumos aici, să mă ridic în sus cu două nivele, da? Am eu garanția că asta numai la 20 cm îmi ține mie etajul ăla. Dar tu când îi băgai la 20, îți dai seama că e groapa mică? Da. Îți dai seama da, că e mică? Dar n-aveai ce să faci. Nu am avut altă posibilitate decât numai aș fi avut altă posibilitate, doar să o iau de acolo, să o mut undeva mai aici. Aici mergea mai... De aici te duci în jos la 2 metri dacă vrei. A. Dacă ai cu ce să faci. Aici, acolo e problemă. Aici a fost începând aici, de la șanțulețul ăla care l-am făcut eu, încoace toată partea asta. Dacă observați mai bine, că aveți spirit de observație, chiar dacă nu vă pricepeți. Chiar dacă, așa. Uitați-vă dumneavoastră atent la ea din profil ca să o observă. Nu vi se pare că sus, aici este mai sus și acolo e mai jos? Ba da, ba da. Nu se vede că e lăsat așa? Ba da. Este exact din... cum a fost terenul. Cum a fost terenul, da. Cum a fost terenul și ea de greutate, ea de greutate a intrat stâlpii în pământ. Având în vedere când i-am pus sus tavanul și acoperișul ăsta, automat că de greutate atunci, ei fiind verzi, pătrații s-a lăsat, ea s-ar mai lăsa. Dar nu-i mai nevoie OSB-urile acum să se mai ducă. Acum să mai ducă. S-a stabilizat, așa rămâne. Dar pe ea să faci dreaptă n-ai cum, decât numai să o dărâm. Ceea ce n-ar fi o idee rea. N-ar fi o idee rea, dar ce faci? Unde mai stai? Nu, am glumit. Nu? Am glumit, artă. Și atunci, facem aici camera în față, cum am zis, da, cu etaj. O să pun tavanul, nu o să-l mai pun sus, cum am zis eu rândul trecut, că pun cu, ca un candelabru de la de biserică. Știți, să pun sus, da, da, la da, 4 metri tavanul. O să mă leg cu tavanul exact la nivelul ei. Plec cu primul nivel de aici. Automat plecăm cu primul nivel, leg și pătrații, toți patru de ea, o leg pe aia de asta. Aia, practic, aia acum, având în vedere că e băgată mai adânc în jos, o să o țină și pe asta.